Emily Burghelea, care e mereu în priză, știți că e, mi-a mereu pățește câte ceva. E bine, s-a confruntat cu furia laptelui, a venit, ne-a povestit, apoi bebelușul a avut colic, iar acum de câteva zile micuțul i-a apărut o iritație pe față care pare că nu mai prea trece și s-ar putea să se regăsească foarte multe mămici în ce ne povestește Emily astăzi, sau foarte multe mămici, de ce nu să aibă și un sfat pentru Emily. Așadar, oameni buni, Emily Burghelea! Bună, Emily! Bună ziua! Bună ziua! Hey! Bine ai venit! Vreau să spun că ești toată roz. Sunt toată roz. O dulceață. O dulceață de fată, bravo! Haideți să luăm un loc. Bine, mă gândesc la tine că treci de fiecare dată prin câte ceva. Nu știu ce se întâmplă. Nu-i așa? Da. Da, așa e. Asta e viața cu copii mici. Unde m-aș asta e viața cu... Uite, ia un loc aici. Spune-mi, cu cine ai lăsat copilul mic? Cu Andreiuțu, care mă așteaptă acasă. Am fugit, nu știu, n-am prea avut timp să mă aranjez așa foarte tare. Spune-mi tu dacă să stau cu părul așa. Nu, e foarte bine. Să stau cu părul așa, adică așa. E foarte bine, așa e. Invers, nu. Așa? Nu, invers. Așa? Nu, mă, peste ureche, cum era mai devreme. Așa. Ok, gata, acum sunt pregătită să urăsc. Perfect. Am văzut ceva fotografii pe care le-ai pus pe contul tău de Instagram, unde, practic, te confrunți cu o mică problemă pe care o are bebelușul. Știi că se zice că de fiecare dată fiecare bebeluș este unic și fiecare bebeluș este diferit? Exact. Ei bine, la Medea n-am avut niciun fel de problemă cu dermatita, cu pielea sensibilă, măi, nimic. Amedea, pe de altă parte, n-a avut nici colici. Damian, în schimb, a avut colici și a avut și dermatită și încă are probleme cu dermatita, doar că am găsit eu niște soluții care i-au mai stopat-o puțin acum, însă a fost destul de rău și când am... Da, dintr-o dată sau cum s-a întâmplat? Am văzut fotografiile care le-ai postat pe Instagram și presupun că foarte multe persoane s-au impacientat când au văzut treaba asta. Da, Damian a avut o erupție destul de urâtă, a început imediat după naștere și înainte de botez chiar... I-a trecut cumva, însă preotul ne-a spus să-i aplicăm și mirul cu care l-a botezat la botez, să vedem, ca să-i treacă. Am aplicat, uite, momititelul, mă, uite, vezi ce avea pe față. Și vă spun că e și în perioada sufletul. În care vrea pur și simplu să se scarpine sau să atingă zona asta. Da, și n-am știut cât de greu este până când m-am confruntat cu chestia asta și până când n-am văzut pe pielea copilului meu. Deci dermatita atopică e o problemă cu care foarte mulți bebeluși se confruntă. Am și o familie de prieteni care la fel au trecut prin lucrurile astea cu copilul și au trebuit să schimbe tot ce ținea de alimentație foarte mult. Mamă, deci sunt o grămadă de cauze. Ai tăi au avut? Nu. N-au avut, nu? Bravo! Bate palma, norocosule, da, norocosule. Nu, dar știi cum e, exact cum zici tu, fiecare copil vine altfel. Da, sunt foarte multe motive din care ar putea să apară iritația asta. Adică mi s-a spus pe Instagram că ar putea fi detergentul cu care spălam rufele. Poate că ceva din alimentație, am scos oricum toți alergenii, ou, lapte. Deci eu practic nu mai mănânc nimic, oricum sunt la dietă, Andrei ar face detox, nu vrei să știi. De astăzi este a noua zi, mâine se fac 10 zile de când mănâncă... doar o masă pe zi și sucuri. Iar eu am intrat la dieta asta în care nu mănânc lapte, ouă, mai nimic, adică dacă deschizi frigiderul nostru, bate vântul rău. Adică da, nu e rău, nu e nimic rău în asta. Da. Dar trebuie să mai mergem și la... Fiți atenți, dragi. Dragi mămici, eu vă spun vouă acum ce am aflat și eu după ce am studiat foarte multe chestii, am citit și o carte, trebuie să mergi așa. Le aștept și eu pe mămici să ne trimită mesaje pe numărul de WhatsApp pe care îl avem afișat pe ecran imediat, că poate cineva vine și îți mai dă și un sfat și te poate ajuta. Acum te ascultăm pe tine. Am aflat așa, că trebuie să mergi la alergolog. Noi încă nu am ajuns, pentru că durează foarte mult programările, măi Cătălin. Deci am făcut, acum 2 săptămâni am făcut programare și încă nu am ajuns la data la care trebuie să merg acolo cu Damian, dacă îți vine să crezi. Deci alergolog, dermatolog și un medic care folosește cumva o medicină mai non-conformistă. Nu știu dacă ai auzit de el până acum, homeopat. Ok, da. Am fost la homeopat. Uh-huh. Acolo am prins loc la a doua zi. Da. Și mi-a dat un remediu, o substanță care se dizolva în apă și trebuie să-i dau și fiecare dimineață. Măi, eu i-am dat, acum i-a mai trecut, dar oricum sunt și foarte multe sfaturi de genul dă-i cu ceai de mușețel pe față. Știi? Și tu sfaturile astea le iei de pe grupurile mămicilor sau de unde? Sunt în toate grupurile. Da? Fac forum la mine pe Instagram acolo de fiecare dată când e câte o problemă și toate mămicile cumva ne ajutăm între noi, știi? Pentru că eu n-am de unde să știu, ele poate au trecut prin chestia asta și cel mai bine înveți din experiența oamenilor. Și dacă o mămică îți spune, hei, uite, bună, la mine s-a manifestat așa situația, tu asculți, nu e neapărat de bună, adică nu faci exact ce spune, dar te ajută. Te ajută foarte mult sfaturile și pe mine m-a ajutat extraordinar de tare și psihic, știi? Pentru că
până la urmă cu cine să vorbești. Am trecut. Uite, cineva dă mesaj și spune. Uite, sunt și emoționată, nu vine să crede. Lactatele, ouă, gluten, soia excluse din alimentație și bebelușul care a avut o dermatită și-a dat seama că venea de la o formă de reflux mai puternică. Asta, prin asta a trecut o mamă, pentru că acum la tine mai e o poveste, știi, oamenii care trimit sfaturi, poate unele sfaturi se bat cap în cap cu ce gândești tu sau cu ce faci tu. Da, așa e, dar e bine să vezi cât mai multe perspective și de fiecare dată am fost de părerea că trebuie să văd cât mai multe perspective, iar după ce fac așa o selecție, mă duc cu ele la un doctor specialist care îmi dă un diagnostic și apoi aplicăm un tratament. E bine să studiezi cât mai mult. Cineva zice că a folosit cremă de gălbenele. Cremă de gălbenele? Fii atent ce am mai auzit. Baie în apa de la tărâțe. Știați? Da? Sau în apa de la orez. Fierbi orezul până când se sfărâmă și îi faci baie în apa respectivă, dar atenție, apa răcită, nu trebuie să fie fiartă. Of, sunt multe și foarte multe naturiste. Mi-a mai spus cineva, dar acum mi-a fost frică. Să folosești detergenți, zice cineva, pentru copii, pentru că e foarte important. Spune cineva care a trecut cu copilul tot așa printr-o dermatită de genul acesta, care a ținut foarte mult timp. Da, țin mult. Eu acum am trecut puțin peste, adică el arată mult mai bine în momentul de față, dar atunci când avea explozia aia, eu am avut un șoc, adică... Te-ai panicat, normal. Da, și încă mă afectează treaba asta foarte tare, pentru că nu știu dacă trece, asta e ce mai... Știi? Nu știu dacă acum e bine și după aceea apare iar, chiar eu... Da, dar cu siguranță trece, Emilie. Da, sigur o să treacă, adică... Și la urmă e normal că e copilul tău și fiecare părinte își dorește ce mai bine pentru copil, dar trece. Da, adică, uite, eu mă uit la prietenii mei care au avut fix, am văzut fotografiile la tine și erau identice pozele pe care le aveau cu copilul lor și vreau să spun că au trecut, adică cu restricții puțin la alimentație, cred că pe la 3 ani. Da. 2-3 ani, da. Are 4 ani, știi. Da, are 4 luni de... și observ că la un moment dat se diluează și apoi iarăși apar, nu? Mai da, puternice. Da, da, da. Și o să mergem, ți-am spus, la alergolog și încercăm să rezolvăm toată chestia asta din interior și treaba e că acum vezi tu la alergolog o să îi facă niște analize, el e destul de mic ca să vedem exact dacă sunt concludente sau nu. Adică, bun, alergologul, am înțeles că îți va da o schemă de tratament. Apoi analizele trebuie refăcute, știi? Cel mai tare m-a afectat, zic sincer, când la un moment dat cineva mi-a spus, un doctor la care am sunat să fac programare la un alt doctor, pentru că ți-am zis, am fost numai pe programări, numai pe doctor, mi-a spus că e posibil să trebuiască să renunți la lăptat. Nu știu cât de măsură a fost sfatul respectiv, că poate fi, nu știu, alergic la ceva de acolo sau... și în momentul ăla mi s-a rupt filmul și am zis ok, gata, stop. Da, pentru că cu cât citești mai multe informații despre lucrurile astea, te panichezi și mai tare, știi? Da, da. Măi, și eu nu sunt o mamă, adică eu crede-mă că sunt o mamă atât de relaxată și care dă voie lucrurilor să fie și nu mă așteptam să mă doboare așa puțin chestia asta care... Da, știi cum e, o să treacă, o să fie așa bine. Uite, cineva zice... E o dermatită, e ok, totul e bine, știi, dar... Cineva zice, am născut fetița în Australia, a avut aceeași problemă, doctorul mi-a recomandat doar ulei de măsline, i-a trecut în câteva zile. Asta ne-a recomandat preotul, să-i dăm cu uleiul cu care l-a miruit la botez, dar după aceea un doctor dermatolog mi-a spus să nu fac neapărat treaba asta și am încetat. Dar uite, dacă și cineva din afară spune chestia asta, vezi că părerile sunt împărțite și până să iei o decizie și să mergi pe mâna unui doctor în care chiar ai încredere, trebuie să treci pe la mai mulți, să faci rost de multe informații din mai multe părți, să le verifici. E o întreagă dezbatere și multă lume zice că de la detergent să ai grijă și cu detergentul. Uite, altcineva, vezi exact ce zic eu, că se bat cap în cap toate aceste mesaje. Cineva mai devreme a zis, domne, eu am folosit ulei de măsline și a făcut bine copilului. Altcineva zice, nouă ne-a fost interzis uleiul de măsline în această perioadă. Exact. De asta spun, cred că e foarte greu, că nu îți poate spune cineva, uite, ăsta e alb, ăsta e negru. Da, exact. Asta e cel mai dificil și ți-am spus, trebuie să găsești doctorul în care să ai încredere, dar acești doctori care sunt renumiți și care rezolvă multe cazuri și care sunt, au cumva un renume, ajungi foarte greu la ei. Tocmai de aia trebuie să faci de acum programare pentru 2-3 luni și acolo în regim de urgență. Dar, na... O să fie bine, o să vezi. În rest, cum e? În rest, cum e? Mm. Cum e cine? Cu el, cu Damian, plânge? Cum e cu Damian? Măi, este un copil
Doamne, nu că e copilul meu, știi că fiecare mamă își laudă puiul, cum era vorba, dar este atât de drăguț și atât de dulce și, Doamne, nu vrei să știi. Și acum se înțeleg și foarte bine, am lucrat foarte mult la hopul acela pe care Amedea l-a avut când a venit cu Damian acasă. Știi că ți-am povestit mai de mult? A reacționat, a avut o zi în care s-a supărat foarte tare pentru că, din dorința de a ne odihni în perioada în care Damian a avut colici, îți zic repede că e tare. Am decis ca Andrei și Amedea să dorm în camera copiilor, iar eu să rămân cu Damian în pat. Și când a venit în cameră de dimineață și l-a văzut pe Damian în patul unde ea stătea până de una zi, a fost geloasă. A început să plângă 24 de ore aproape, a plâns. Deci nu puteam să-i mai, nu știam cum să-i mai explic. De atunci mi-am dat seama că trebuie să te porți cu unuși în momentul în care un membru nou vine în sânul familiei și trebuie să-i explici foarte multe. Ei bine, am continuat pe direcția asta, comunicare foarte multă. I-am vorbit, uite, mami, și așa, și așa, și așa. Chiar și când mai dorm doar eu cu bebe, îi explic că în continuare dormim toți patru. Am pus pe Instagram de dimineață o poză să vezi pe Amelia cum dormea exact la capul patului. Andrei era așa, bebe era așa, eu eram pe aici, înțelegi? Adică e ceva. Dar oricum, este tare rău viața cu copii, tu știi, și cel mai bine că ai zis, sunt deja mai mari. Un pic mai mari. Uite, cineva zice, baia în apă de tărâțe face rău unui bebeluș cu dermatită atopică. Cei care au dermatită atopică au și gradul de histamină ridicat, iar glutenul face rău. Știi cum e? Noi nu putem să dăm sfaturi medicale și nici nu dăm sfaturi medicale aici. Primim! Maxim primim! Astea nu sunt sfaturi medicale, sunt sfaturi de la oameni care poate au trecut prin așa ceva. De asta le spunem celor care se uită și la emisiunea asta să nu încerce poate acasă așa ceva, nu, 100%. Clar, de fiecare dată specialistul trebuie să Să mergi la specialist, pentru că, uite, s-ar putea, a fost ceva mai devreme, cineva care a folosit ulei de măsline, cineva care i-a făcut rău, cineva care spunea de apa de tărâțe că e bună, cineva care spune, nu, domne, face foarte mult rău, de asta zic, sunt foarte multe lucruri care se bat și cap în cap și pot să facă foarte mult rău, de asta, dumneavoastră, oameni buni e de acasă, aveți foarte mare grijă și nu, nu știu cum să zic, nu ascultați orice sfat sau orice... Nu luați de bun tot ce se orice experiență, că la unii poate a funcționat, la unii nu. Cel mai important mie mi se pare că e să te documentezi din mai multe surse, știi? Ascult și ce spune X și ce spune Y și ce spune Z, mai citești și pe acolo și pe acolo și pe acolo, tragi o concluzie și pe aia te duci cu ea la specialist. Uite, cineva ce de, zice, ce de pelin, sunt foarte ce multe. Ce de pelin? Da. Cine zice să-i legătura cu doamna doctor Culcer. Nu, doamna doctor Culcer e ciucă, venea la noi, doamna pediatru? Da. Doamna Ana Culcer este un pediatru renumit, se numește și mama copilor născuți prematuri. Și este o femeie fabuloasă, așa că, uite, putem să te ajutăm și cu numărul dumneai. Da, chiar vreau să sunt, știi. Dacă poți să mi-l dai? Mi-l dai acum? Da, ți-l dăm. Eu îți mulțumesc mult de tot și să fii relaxată. În continuare. Da. O să fie bine, o să vezi că trece totul. Totul o să fie bine, da, așa este. Yes! Asta este vibe-ul, bineînțeles. Avei alt vibe. Na, știi cum e. Chiar te-ai panicat tare, nu? Da, foarte tare. Foarte tare. Deci la modul că aproape că nu mă mai recunoșteam, știi? Dar e ok. O să treacă și știu chestia asta și o să fie bine. Și este bine deja, că deja i-a mai trecut și lucrurile merg înspre bine. Dar să știi că viața de mămică vine cu o grămadă de provocări și cel mai important cred că e până la urmă să rămâi cu inima deschisă și să reușești să treci peste zâmbind, știi? Da. Așa este, asta zic și eu. Sunt multe mesaje care vin, așa că tot ce... Mi le dai și mie după aia? Da, ți le trimite și ție. Și cu siguranță te mai așteptăm la emisiunea Emily. Yes, mulțumim mult. Emily Burghele, o căutați pe Instagram, oameni buni.